Câteva anunțuri importante în urma ședinței de azi a Comisiei de Anchetă. În primul rând, ce țin de audierele. Dintre cei trei invitați, nu a venit domnul Viareu Bârcă, fost vicepreședinte BEM. Sperăm foarte mult că poi mâine, joi, dânsul va fi prezent la audier, va primi azi o invitație repetată, dar cei doi care au venit ne-au oferit informație foarte importantă. Mă refer aici la Victor Bodiu, fostul șef al Consiliului BEM în perioada iulie 2012-iulie 2013. A fost membru, dar pe urmă o bucată de timp a fost și președinte Consiliului BEM, și domnul Igor Corman. Sunt câteva momente importante care au fost confirmate de dumnealor, foarte importante. Primul, ce ține de capitalizarea BEM-ului. Noi ne-am convins încă o dată și a fost confirmat de persoana care era responsabilă pentru planul de asanare a BEM-ului în 2012 și care ne-a comunicat că era posibil de salvat BEM-ul cu capitalizarea la finele anului 2012, cel târziu la începutul anului 2013, și era propunerea înaintată de către BEM, erau identificate resursele financiare, o parte de la Banca Națională, o parte de la guvern, de la buget, de la acționari minoritari erau cazuri să fie conectați. Dar important că era posibil de salvat BEM, și asta era solicitarea Fondului Monetar Internațional, era solicitarea Băncii Mondiale, ei credeau că capitalizarea băncii cu privatizarea ulterioară la prețuri reale este ceva posibil. În perioada 2012 până vara 2013, practic, creditele noi nu au fost acordate atunci, cel puțin așa comunică domnul Victor Bodiu. Lăsând la o parte mai multe ezitări dumnealui în raport cu PLDM, în raport cu în poziția lui personală vara 2013, că sunt anumite neconcordanțe aici, care noi le-am depistat, dar pentru noi era important, vis-a-vis de 2012-2013, două lucruri. Era posibil de salvat BEM atunci prin capitalizarea de la acționare majoritar, minoritar, cu sprijinul băncii naționale și cel mai important lucru, cu schimbarea managementului. Să fie un management profesionist coroborat cu capitalizarea băncii. Nu s-a dorit, și doi, nu s-a dorit acest lucru. A fost blocat de factori politici, a fost blocat la nivelul Parlamentului și, din câte eu am realizat, iarăși coroborat cu mai multe informații parvenite în 2013, chiar a fost cel Vlad Filat care a blocat acest lucru. Al doilea, a doua persoană, Igor Corman, a confirmat ședința, acea ședință la care s-a referit și fostul prim-ministru Vlad Filat recent, în ajunul eliberării garanției de stat. Mă refer aici la ședința, adică adunarea la reședința de stat, la care au participat domnii Leancă, Corman, Filat, Plahotniuc, Timofti și mi se pare că Drăguțan. Într-adevăr, această ședință, din spusele domnului Corman, a avut loc și a avut loc cu câteva zile înainte să fie acordate garanțiile de stat prin hotărâre secretă a guvernului Leancă. Într-adevăr, cu inițiativa acestei întâlniri, din câte o înțeles domnul Corman, a venit Plahotniuc. El a fost viola principală la această ședință. Convingea pe toți că este necesar de acordat garanțiile de stat. Nu s-a vorbit de sumă, de ceva, dar era necesar de acordat aceste garanții de stat, fără că să fie discutate măcar instaurarea administrației de stat în cele trei bănci. Despre asta nu s-a vorbit. S-a vorbit că e necesar că Banca Națională să intervină, că criză, că e probleme,
din spusele, întrebarea noastră, cum a înțeles domnul Corman situația cu inițiativă, cine cu această inițiativă vine, dânsul a spus că a simțit că există o cărdășie, nu, el a numit un pic altfel, există înțelegerea între Plahotniuc și Filat, care, unde în tandemul ăsta, primul care mergea cu inițiativa acordării garanțiilor de stat era Plahotniuc, sprijinit pe alocuri de Filat, care convingeau în mare parte, aceste mesaje au fost adresate către Leancă, care în câteva zile după asta a aprobat această hotărâre nefericită. Vă amintesc și amintesc tuturor cetățenilor că 80% din fluxul banilor sustrași din cele trei bănci au fost în perioada între începutul noiembrie și sfârșitul lunii noiembrie. 80%, aproape 2 miliarde de dolari, 1,9 miliarde de dolari au fost sustrase după ce au fost acordate aceste garanții de stat, repet încă o dată, fără că statul să controleze acest proces în cadrul celor trei bănci. Banca de Economie, Banca Socială și Unibank. Dar pe 25-26 noiembrie, de la BEM prin Banca Socială, grupul Șor a scos 13,5 miliarde lei. Asta, toate aceste acțiuni sunt drept urmare a acestei garanții de stat, acordată pe data de 7 noiembrie. După întâlnirea deja celebră, deja noi cunoaștem și asta este inovație pentru comisia noastră acest lucru, că a avut loc această ședință, din câte noi am înțeles deja de la două surse, urmează să mai discutăm, cred că și cu celelalte surse, inițiatorul acestei întâlniri și idei a fost Vlad Plahotniuc, sprijinit de Vlad Filat. Asta informația ce ține de audierele de azi. Fac un anunț pentru următoarea ședință. Vom avea audieri joi la orele 10. Cum și-am menționat, a fost invitat, repetat, domnul Viareu Bârcă, vicepreședinte BEM, și sunt invitați Oleg Reidman, fost deputat și președintele comisiei din 2013, și doi deputați actuali, Sergiu Sârbu și Vladimir Vitiuc. Cred că săptămâna viitoare vom discuta, dar probabil că vom invita deja și persoanele care ne mijlocit, au participat, au fost factori de decizie, cel puțin juridic au semnat aceste acte nefericite legate de acordarea garanțiilor de stat. Dar, repet încă o dată, joi la orele 10 așteptăm pe aceste patru persoane numite mai sus. Asta ceea ce am avut să vă comunic. Ați primit un răspuns de la procurator? Nu. Niciun răspuns deocamdată. Dacă nu mai sunt întrebări, eu vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. Mulțumesc.